Poziția procesuală adoptată de clientul meu a fost de recunoaștere a faptelor care sunt imputate în sarcina lui. Respectiv a declarat cu lux de amănunte toate împrejurările exact cum s-au succedat ele, de unde a procurat substanțele, cum au fost administrate, cum a fost efectuată deratizarea, în ce condiții. Din punctul lui de vedere, nu avea de unde să cunoască gradul de periculozitate a acestei substanțe, nu avea de unde să știe că este atât de toxică sau că este atât de letală, pentru că n-a folosit decât într-o singură altă locație, cu rezultate bune. De aceea, având substanța pregătită pentru aceeași locație, fiindcă proprietarul unui hotel din Ghirota, dacă nu mă înșel, a fost mulțumit de acest rezultat și a dorit ca în luna lui decembrie, când are mai puțină clientelă, să evacueze și restul camerelor și să continue cu deratizarea și în aceste camere care au rămas nederatizate. De unde a cumpărat substanța? Am înțeles că de la o cunoștință care are legături sau lucrează într-o societate comercială care se ocupă cu comercializarea unor astfel de produse. Deci n-a cumpărat-o dintr-o societate directă, o societate N-a comercială sau dintr-un cumpărat-o cu magazin. factură, n-a cumpărat-o cu chitanță sau bon fiscal, a cumpărat-o de la acest individ, această cunoștință care știa că se ocupă cu comercializarea unor astfel de produse. Nu știa efectele, dar totuși a folosit-o. Știa că este mai puternică față de cele care le folosea în mod uzual, dar cu siguranță n-avea de unde să știe cât este de toxică. A fost și el până la urmă surprins din ceea ce am înțeles de cum s-au derulat această situație. Când a făcut dezinsecția și în ce camere, în ce apartamente? Dezinsecția a fost efectuată, am înțeles, în cursul zilei de vineri, în 24 de apartamente din imobilul de pe strada Mioriței. Apartamente care, de altfel, după ce au fost deratizate, am înțeles că au fost închise, au fost sigilate cu bandă scotch, cum se spune, bandă adezivă, și urma ca să se întoarcă după 2-3 zile ca să continue cu igienizarea, să scoată din apartamente ce era de scos, că am înțeles că erau pline de ploșnițe, erau saltele care erau îmbibate cu ploșnițe, cu tot felul de insecte și Apartamentele acelea nu erau locuite. apartamentele acelea, încă de la început, am înțeles că a primit asigurarea că nu sunt locuite și că nu vor fi locuite în următoarea perioadă. Urmau să fie pregătite spre a fi locuite. Deci erau apartamente goale, Erau învecinate cu cele. apartamente goale, învecinate cu alte apartamente care se pare că au fost locuite. Și acele substanțe au migrat, din ceea ce am înțeles, fiind vorba de un gaz, se pare că acele substanțe au migrat. A mai fost folosit și într-un alt bloc, au fost folosite acele tablete. Da, este adevărat, într-un alt apartament, mai exact, dintr-o altă locație, aceeași situație, nelocuit, mai mult de atât a și discutat cu proprietarul acelui apartament să nu deschidă ușa 2-3 zile ca să își facă efectul acele substanțe și deratizarea să aibă un rezultat cât mai bun. Dar am înțeles că în acea locație nu au fost probleme Acestea vis-a-vis sunt de singurele locații unde s-a folosit substanța, unde au fost folosite tabletele? cele două locații, da, și acel hotel de care v-am menționat adineori.